Deținut numărul 69. În urma rejudecării procesului în care erai acuzat de crimă, a fost constatat o eroare judiciară. Așadar și prin urmare, ești liber. Yes! Yes! Totuși, în urma comportamentului antisocial din penitenciar, ești obligat ca timp de un an de zile să mergi la consiliere psihologică și de asemenea la ofițerul de supraveghere care ți-a fost stabilit. Servesc penitenciarul, străiți! Pare rău că pleci, Mârlane. Bine, nu. Dar asta e viața. Dar la noi ai ușa deschisă oricând. E bine, dacă lăsați deschis să mai intre aer, să mai intre unul, să mai iasă altul. Ai un pat asigurat. O ciorbă fierbinte. Mulțumesc, mulțumesc. Scule, nene. Unde te duci? Nu te duci la baie să te schimbi? La... Băi, ce rost mai are? Mă, afară, mă așteaptă fetele, am vreo 30 de gagici, vreo... Da, ce zic eu 30? Vreo 3, dacă... Mă, o curvă tot, mă aștepta în fața penitenciarului. Ce s-a plecat? A, nu, asta nu e a ta. Nu, nu e a... Nici ce? Nu, astea sunt al lui Năstăsescu. A, politicianul? Politicianul ăla... Ia, care... ține pălăria să nu scap să-mi se strice. Uite, asta e. Asta, da, asta e. Asta e. Parcă mi-aduc aminte. Uite, dracule, ține-o, mă, la umezi, arătă. Iute ce s-a strâns. Dacă mai stăteam 2 ani acine, le luam ăla, îl trăgea ciorap pentru... Scuze, asta nu e a ta. Care? Asta e al lui Mârlănelu. A, ăla mițitelul, piticu. Ăla de la celula 16. Ăla, mamă, dacă știi cum face la elicopterul, te învăși pe tine, da? Când o să fii corect cu mine. Asta e a ta. Asta, da, asta, uite, brățara mea, de aur făcută dintr-o cutie de conserve. Și în urma faptului că ai muncit, în detenție statul va recompensa cu suma de 10.000 de lei. Mie? 10? Sunt bogat! Ia-ți, mi-au mașină, mi-au garsonieră, îmi trag gagici, ghiuluri, lanțuri, dar ce nu-mi iau? Stai așa că sunt și niște datorii. Ai spart 12 geamuri cu 200 de lei bucata. Da, era și cald înăuntru, domne, să nebunești dacă nu. 5.000 de lei atunci când ai aruncat bucătăria în aer. Dar ca să nu stea pe jos, hai mă, chiar o pui și pe aia. Plus 2.500 școala de bucătar. E, pe aia nu o plătesc, că aia zis că e gratis, o plătește până aia, așa că la revedere îmi plătesc mic. Stai vere că e gratis pentru ăștia fără venituri, dar tu ai venituri. Eu am? Pe 10.000 de lei, nu ți-am spus mai devreme? A, da, că sunt plin de bani. Mai e și vaselina, 88 de lei. A, dracu, Ilie, ce-ți mai plăcea fără vaselina? Merge azi. 80. Și rămâi fix 2 lei. 2 lei? 2? Ce 2 lei? Ce 2 lei? 2 lei de 10.000? O să mă plâng la gardianul șef, la directorul închisorii, la ONU, la NATO, la Univers, la... La baie? La baie nu, că-i state cu săpunul acolo și... Salut. Și tu, mie. Hai odată!
Da, tăticule, stai. Te înțeleg că ți-e foame, dar... Stai cu minte, tăticule. Că mă, să face bani am. Și-am... Pă dracu, am 2 lei și asta-i 3 lei. 3 lei. Te rezolvă, tati. Aici, tăticule. Șefu, dânsa venim pentru angajare. Da, bine. Ăsta aici. Stai, dragă, că te cheamă șeful. Tu, măi, tu stai acolo. Ai, eu să... Da. Sar mâna. Așa, ia zi. Am trecut pe lângă gogoșirea dumneavoastră de jos și am văzut că n-aveți niciun anunț pentru angajare și am zis că dacă toți sunt în zonă, poate aveți nevoie să angajați pe cineva că eu sunt liber. Ia uzi, mă, bun băiat, păi fii atent, că am ceva chiar perfect pentru tine. Și ce aș avea de făcut, dacă puteți să-mi spuneți ca să... Da, lucruri din astea simple, ușoare, să speli vasele, să le aranjezi, să mai ștergi praful, mai dai puțin cu mătura și... Poate să mai strângi hârtile din fața gogoșirei, alea, pe jos. Să strâng după jos? Da. Aici avem o problemă, șef. De ce? Eu sunt sensibil la spate. Am lucrat într-un mediu toxic unde dacă te aplicai pe jos, ajungeai ultimul an în firmă. De-aia zic că poate mai bine mă angajați pe mine să vând gogoși. Că acolo nu, la gogoși n-am cum să le sparg. Lasă-mă, lasă, se ocupă fata de asta, da? Avem o fată? Acestea au rămas după ziua de azi. Așa, bun. Fii atentă. Explică-ți și mie de ce este o diferență între ziua de ieri și ziua de azi. Pentru că, uite, e clară și mare aici, da? Pentru început poți să oferi un salariu minim. E potrivit pentru început, dar o să-l mai creștem noi mai târziu, da? Da? Ok. Deci e diferența asta care nu se legă cu ziua de azi. Deci explică și mie. Hai. Stai un pic. Dacă te ocupi și de WC-ul, mai discutăm și de un bonus, da? Cât să fie bine pentru tine, da? Ok. De ce naiba este diferența asta aici? N-ar fi trebuit să fie. Păi, până aici iese. Da. Și rămân gogoșile pe care tocmai le-am adus. 10 gogoși, a câte 3 lei. Gogoși? Da. Ce gogoși, dragă? Tu nu vezi că tava e goală? Tocmai le-am adus. Păi unde? 10 gogoși. Le-ai adus? Da, unde-s? M-am adus 10 gogoși. Uite, mă, vezi? De asta nu pot avea încredere în angajați. Mă mint și mă fur pe față. Are față de hoață, șef, uitați-vă la ea, dacă asta nu fură, să-mi tăiați mie amândouă mâinile. Șeful, vă jur, am adus 10 bucăți. Am avut încredere până acum în tine că te-am văzut fată bună. Și acum, zi-mi tu ce să fac. S-o dați afară, șef, aia îți face. S-o dați afară că fură să mă angajați pe mine, că sunt cinstit. 3 ani am lucrat într-o instituție de stat, nu mi-a zis nimeni nimic, nu aflu ce să reproșeze. Las că ne uităm pe cameră și... Vedem cine a furat. E simplu și clar, da? Ai văzut camere? Da, mă, da. Auziți, eu vă las să o verificați pe WhatsApp. Până atunci mă duc eu cu mai mult treabă și dacă aveți nevoie de mine, vă sun eu și vin imediat. Vă salut, șeful, să rămână. La revedere! Nu, doamnă, că le verificam să văd dacă are pui, dacă e coapte, ce ia. Uite, dacă credeți că pun eu mâna așa să... Da. Ce aveți mai dat la... Stați să mă uit o leacă, cam numai... Oh, dar se vede că ești foarte sărac, fiule. Te apleci după 50 de bani? Dar, părinte, ce mă, că eu am bani, dar e 5 lei 50, uite, scrie aici și eu n-aveam de 50 liniștit, de bani. Stai liniștit, fiule, că se vede că abia ieși din închisoare. Da. Nu trebuie să-ți fie rușine. Și Sfântul Apostol Pavel a fost întemnițat pentru credința lui. Aleluia, 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 aleluia. Și el, săracul, dacă și sfinții a ajuns să fie întemnițați pentru... Că să știți că și eu am fost credincios, părinte.
Am fost, dar n-am avut parohie. A, păi te iau eu la mine în parohie, fiule. Știi câți băieți năpăstuiți am acolo? Vreau să te iau și pe tine, că mă uit la fața ta așa și se vede că ești credincios. Să mai vede, a? Mai se vede. Vreau să-ți ofer cazare și mâncare. A, păi dacă e de mâncare, săra părinte, viu oricând, Doamne ajută, viu pentru mâncare. Dar în schimb o să trebuiască să faci și tu ceva. Fac, ce să fac? Câte ceva treabă prin curte, adică prin spate, înțelegi tu. Mai dai cu ciocanul, restul Dumnezeu cu mila acum. Vedem, ne descurcăm. Părinte, cu ciocanul, și cu mila, dar să fie de mâncare. Să-mi trag una ciorbă. Ce ciorbe mici astea, ciorbă de roșii la pizza. Puteți să faceți exces de zel, că nu ne interesează. Da? Dacă vă interesează, poți debarasez mai încet. Noi nu de debarasatură avem nevoie. Noi avem nevoie de barman. Scrie și pe anunțul la intrare. De barman? Sigur. Așa că uitați de ce am venit, doamne. Am și diplomă de calificare. Stai dacă vrei, te arăt acuia. Hai, lasă. Ia uite aceea, Mărlanul Ferdinand I-a solvirea cursului de bucătari, șef. Noi nu avem nevoie, domnule, de bucătari, noi avem nevoie de un barman. Păi ce scrie, mă, nu scrie clar bucătari. Scrie, dă un pic. Hai, dracu, de neatent. Și barman, șef, pușcărie. Martel, așa-l chema pe șeful pușcă, uitați, și barmanul, că scrie clar, albastru și... pe negru pe alb. Vă că aveți și calificare de barman, haideți cu mine, vă rog. Pe aici, vă rog. Pe aici. Bă, dracu, ăsta-i bar pentru liliputari, mă, pentru pitici, ce dracu l-ați făcut aceeași? Bună, fetelor! Bună! Bă, te găsește, dragi, pipăilă. Ce-a venit aceea, să barma sau pipăilă? Dă-i acolo, în față. Dacă te mai prind o dată, că mai atingi vreo fată în localul ăsta, sau chiar și pe mine, te găsește, dragi. În orice încăpere, unde e mai mult de doi inși, unul e șef de cameră, s-a înțeles? Treci la treabă la pahare. De pipăit azi n-ai, că eu sunt sigurul care pipăie. Șeful de cameră. Și cu tine încep. Păsărica, du-te așteaptă-mă în spate în magazie, că viu și eu acum. Bă, pipăilă, de acum eu sunt șef barman, da? Mă angajați. Zi și făcut. Primul lucru pe care te învăț, că eu fac rețete, bă, nu-ți servesc eu. Fac rețete, că asta face un șef barman. Fii atent așa. Știi să flamblezi? Să ce? Să flamblezi, mă! Iei mai multe pahari, ce dracu l-aveți toate la fel? Iei cel puțin trei pahari, dar... E o băutură tare! Băi, și când zic tare... Adică nu se sparge sticla, înțelegi? Ești... Unde-i moți? Te-l aici! Țip tu la mine unde-i moți, că... Iei moți! Îl umpli cu alcool, pe care torni în primul pahar. După aia torni în al doilea pahar și după aia torni în al treilea pahar. Înțelegi? Și îți rămâne moți, ca dacă n-ai, mai e un pahar, mai mic, mai mare, că nu mai avem de-alea mici. Și torni și umpli și pui moțul acolo, pe care pui alcoolul deoparte, da? Aceste patru băuturi, când vine clientul, tu îl aștepți, spuneți două secunde să le flamblezi. Pe care le flamblezi, da? Oricum așteaptă fata. Să ce? Le flamblezi.
Nu știi ce e flamblat? Flamblat e aceea vine din termenul francezesc ca flamble? Adică când flambești ceva, adică ăla prins tâmpitului, dai foc. Cu ce? Cu bricheta! Păi n-am bricheta. N-ai brichet? Ia că-ți dau eu. A prins bricheta și e simplu. Ne flamblești, poftim! Băi, ce faci mai aici? Ce cauți aici? Ceva! Să trăi! Permite să înghiți! Am găsit un anunț pe ușă care era uitat cineva lipit acolo cu... Căutăm angajat, că am zis că poate dumneavoastră nu aveți destul angajați și eu n-am destul servici. Și am zis că să facem un schimb comercial, să... Perfect! Ai venit unde trebuie. Exact. Ia și dă-i o probă. Să dau o probă acum, dacă țineți noastră morții și vă dau că... Nu, băi! O probă la șaorma! Haide să fac o șaorma! Da! Mă scuzați, poate am înțeles eu greșit și eu. Dați-vă mai așa să nu vă stropesc! Hai! Ieși, cum ai te prind pe aici? Promoție e, ia uite, discount. Cât e discount? Eu nu bat acolo.
Săracul și chiar și cu Parkinson. Hai, mata, nu ești de până... Ah. Ah. Moațele, gogoșile. Oh. Tu, mata, nu știi pe unde e vece obre. Eu nu văd. Eu sunt aproape orb. Și mai sunt și din provincie. Ah. Și nu vrei să te ștergi, am înțeles. Mă... Greu, alea. Bă, și hârtie de-asta cerată, zău, dacă înțeleg, bă, că asta întinde mai mult. Eu nu sunt oarbă, boule. Sunt însoțitoarea lui. Ce dragă, cine te supără? Zi unde ai cadrul? Unde? Cine? Da! Iar m-a luat! Ține-mă, doamne! Ține, nu-i da drumul! Ține, ține, ține! S-a blocat ușa! Așa rușine n-am pățit de când sunt eu. Așa rușine. Bine că nu mai rimesc. Vine un miros de la baie, de... Mă duc în parc să găsesc un aurolac ceva. M-au închis! S-a dragura, m-au închis! Da. Ha, ia uite cheia! Ia uite cheia, tăticu, ia să-mi iau eu hainele căsătii, să nu mă prindă ăștia, ce eu. Opa, s-a făcut aproape op la dracu! Ăla e! A lăsat cheia așa... Să trăiți, domn doctor, am venit! Unde nu mă cunoașteți! Marin mă cheamă, și găină. A vorbit de poată mea cu dumneavoastră la telefon pentru programare la ochi. Mă, Marine, mă, eu nu-s doctor, mă! Ce-am spus? Uitați ce v-am adus. Crescută de mine în curte, a venit curat acum de dimineață, nici pe ochi n-am spălat-o. Mersi frumos, uite, dai să o pun aceea, că dacă... Și pentru control? Da, ziceam că nu sunt doctor de găini, sunt de ochi. Păi pentru ochi îmi trebuie. Vreau cu asta, e jos aceea, ia, așa este pe scaun. Uite, sperește ochii la tabelul ăsta. Zice, ce cifră e asta? G. Perfect. Asta ce cifră? R. Perfect. Și asta? V. Exact, domnule, îți dau niște ochelari pentru vâdă, nebunești, auzi? Ia uite ea, stai așa să spun. Ia. A. Sifoane, pe ăștia postejul la vin. Dar nu mai văd nimic acum, cum mă urc în rată? Păi n-ai că până să obișnuiește ochiul, bre, te duc eu la rată, hai. Hai să te duc la rată, să-ți dai banii de rată, stai să iau și de rată. Domn doctor. Ce ai, mă? Consultați-i repede, mă grăbesc, vă rog, din suflet. A, domnul inginer, da? 200, cam ieftin pentru ora asta, dar hai repede până nu închidem așa, te poate la ora. Hai rata. Stai, domnule, cu rata, că viu acum mai mă nebunii. Ia, zi, mă, ce cifră e asta? 7? Exact, ăsta? V? E, da, e cifră romană, e bine. Și ăsta? B. Da, mă, perfect, am niște ochelari pentru bun. Mulțumesc, domn doctor. Ia, da, cea. Ia, da, să mergi încet prima săptămână, că e... O, dar nu văd nimic. Perfect, până să obișnuiește ochiul, hai, unde du-te. Sunteți, domn doctor? Haideți să pierd rată. Stai, mă, că te duc eu la rată, ia-mă de mână. Hai să te duc la rată. Să-mi trag gura! Bă, merge lumea ca tâmpit, auzi? Bă, uitați-vă pe unde călcați, băi! Dracu, nu se uită la trecere, nu se uită la stop, nu se la găina. Unde-i găina? Ha? Găina! Aia! Bună ziua, ce? Aoleu, domne, mai sunteți mulți, ce se întâmplă? Vino cu pace, stai jos acolo! Zi, ce literă e asta? Domnule, dar eu sunt... Zi, ce literă e asta?
Eu sunt ai... Zice litera aia! Stați-mă cu literele dumneavoastră, eu sunt asistenta. Ce căutați aici? Cum ați intrat aici? E asistenta, da... Asistenta cabinetului. Cum ați intrat aici? Cu scuchie, că am văzut că ați uitat în cuia și am zis să descui eu să nu stea ușa închisă. Voi suna la poliție. Așa, vă sun la poliție, găina! Ia uite, ia pe cioc! Potul să-mi trag una! Miau, miau! Ce faci, domne? Ce? Pune-i la loc. Am la lemut ca să am mâncare pentru găină. Păi aia e pentru pisici, nu-i pentru găini. E pentru pisici. Care-i problema, domne? Vreau să vă vorbească limbi străini, iau tia. În primul rând, nu e mâncare de pisici, e nisip pentru pisici. Păi așa-și care-i treaba? Vreau să duc să-i fac plajă, mă, să stea la plajă și ia pe nisip. Iau te la o răsfăț. Cât e, mă? Zic, 80 cât? De lei. 80? Cât? 80. 20 de lei o duc la Monaco, bă, să facă plajă cu... Dă-te acolo! Ia uite ea, hai tăticule! Ce chitros! Și tu zici, mă, acolo? Adică nu se poate face nimic? N-am ce face, mă, Emuța. Eu te-aș fi păstrat aici la noi în secție, dar dacă s-a externat Poponeș și a revenit, n-am ce face. Păi nu poți, mă, să mă ții și pe mine și pe el, că ăla și așa e cu nervii, de-aia a fost unde a fost. Nu poți pune bază în el. N-am ce să fac. Ăla are școală și sunt obligat de lege să-l angajez. Auzi? Dar dacă vrei, poți să ajungi secția ca voluntar. Ce voluntar, mă? Ce voluntar? Adică vrei să muncesc, să mă exploatezi așa pe gratis? Îmi crești tu copilul? Dar te mai ajută și Van Damme, ce e lui tată. Ei, mă ajută Van Damme. Van Damme a plecat pe fustele s-o fică în Anglia. Van Damme a plecat în Anglia? Da, mă. Și Gogu. Căci că și-a găsit Sofica să cânte la o terasă de manele acolo, Gogu strânge de pe mese și Van Damme e impresarul lui. Păi, dracu, ce noroc au avut! Și Sofica a fost subalterna mea pe aici. Păi, și ce stai, mă? Du-te și tu în Anglia, poate... N-a, rămâne locul liber aici, am eu grijă de el. Au un loc de polițist liber acolo? Au, cum mă nu? La mol, ca marionetă, nu te duci? Măi, mă, mi se pare mie că tu discret și pe ocolite, că îmi faci mișto de mine. Nu, mă, nu, ce ai? Eu fac mișto de tine pe față. Ah. Ce secție de tolomaci. Știi ceva, mă? Mă duc la altă secție, că la experiența mea îmi găsesc de muncă în două minute. Te duci să te angajezi polițist în Anglia? Păi n-ai zis, mă, că nu mai sunt locuri. E, lasă că îmi găsesc eu, mă, de lucru în Anglia. Găsesc eu un post de polițist la vreo terasă. Când mi-am plac manelele. Încă n-am deschis programul, vă rog să reveniți peste două minute. Trei. Iubito, eu sunt! M-am întors, am revenit! Ai, nebunul! Bine, ai revenit! Ce faci? Mă îmbrățișez? Nu, sunt în timpul serviciului, măi, și sănătate, noroc! Ce-a fost asta? Tu nu mă mai iubești? Dar nu știu ce să zic, că nu mi-ai mai controlat de mult sentimentele. Dacă ai fost plecat, n-am avut cu cine. Păi dacă nu mă mai iubești, înseamnă că viața mea nu mai are niciun rost și o să mă duc să mă... A, nu! Adică da. Dar mă duc așa brusc. Da, păi, da. Păi mă duc să mă refugiez în muncă, ca să pot să te uit, că numai așa pot să te uit. A, da, da? Da. Da, foarte bine, că uite și eu m-am refugiat în muncă de-aia și sunt foarte ocupată și m-ai surprins că mi-ai așa brusc. Păi, normal că te-am surprins, că asta am și vrut. Am vorbit cu doctorii ca să nu-ți spună că am terminat tratamentul și să vin aici să-ți fac o surpriză mare. Uite, ți-am adus și un cadou. Uite, am cusut eu pe itamină 433.000 de împunsături. A făcut parte din program, din tratament. Auzi, poți să-l pui pe masă, în sufragerie de paște sau să-l ții pe televizor cu peștele la albastru. Da. Mă bucur, da, mă bucur. O zici de parcă ar fi ceva rău? Măi, tu te-ai cuplat cu altul? A, nu, măi, nu, uite, am timp, nu ți-am zis că m-am refugiat în muncă, nu ți-am zis cât am de muncă, chiar era, bă, erau niște dosare. Haide, gata, lasă, copat. Nu, închide, da. Închide și hai să mergem acasă, haide să ne îmbrățișăm de când ai de clipă, haide, te rog. Nu știu ce să zic, că știi, eu trebuie să mă obișnuiesc cu viața de cuplu din nou. Bă, ți-am zis că am foarte mult de muncă, chiar erau niște dosare. Hai, adică tu nu mă mai primești la tine acasă? Nu. Adică, nu știu ce să zic, îmi trebuie timp, mă, timp! Păi, eu?
Eu ce o să fac? Ce o să fac? Unde o să mă duc? O să stau pe străzi? Ce o să... Da, mă Băbănescu, unde te duci, mă, băiatule, mă? Păi ăsta e cu capul. Te sinucide și o să-l am pe conștiință, mai pierd și licența. Bă, trebuie să mă împac zil, măcar de ochii lumii. Ce nebun. Cum dădea că... Dracu să fii! Cu ste balici ca un cal, fă, dar e un plupunga aia de rahat! Ia uite, a, acum înțeleg. Hai grijă să-mi te scap și pe mine. Na, rămâi afară, las că mă duc numai eu. Stai aici, da? Și le-am zis, imediat au... Ia uite, ce avem noi aici? Ce? Ia uite-te ca autogagică, băi, roșcată, mă! Hai, am fost formă, garule! De unde e asta, mă? Ți-o fi trimis-o vreun prieten al tău din copilărie? Ha, sitir, că astea nu e glume! Auzi, ia mizeria ta aici! Îți place mai mult așa? Nu fi rău, mă, las așa! Îți face poftă? Te găsești, dragi, te alfăiesc cu Basilică, cât îmi ești de prieten. Ce-i cu asta, mă? Păi asta mă întreb și eu. Păi... Fi venit carima pânsețe să-și râdă de noi, mă, să zică că suntem găini moarte. Eu și scoate-o fără, că te pricep la asta. Nu, eu nu pun mâna pe ea. Păi ce vrei să-mi găsească amprentele, să-mi iasă iar vorbe? Ia-o tu și arunc-o. Păi nu arunc, ține tu de șase să o ducem frumos afară. Da, aia da. Auzi, mă, dat, chiar vrei să o dăm? Uite, aici și o prieten nouă. Faci și de velionul cu ea? Taci, dracu de porc! N-ai băgat bătâmpenii în cap, hai că-i liber, hai, nici că te... Scârpa. Uite, îți place de chiorete? E băiat bun!